3,5 miliarde de euro. Este însă o coroană pe care monarhul o poartă o singură dată în viață, doar la încoronare. Între două ceremonii este păstrată sub pază în turnul Londrei. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you. Primii care au jurat credință noului suveran au fost prințul William, moștenitorul tronului, și regina Camilla. I, William, Prince of Wales, pledge my loyalty to you, and faith and truth I will bear unto you, as your liege man of life and limb. So help me God. Emoționat, regele Charles și-a sărutat moștenitorul pe obraz și a șoptit doar atât: mulțumesc, William. Toată ceremonia încoronării regelui Charles a fost publică, mai puțin momentul miruirii cu ulei sfințit de la Ierusalim. În cea mai sacră parte a ceremoniei, simbolul legământului în fața lui Dumnezeu, monarhul a fost înconjurat de paravane. La adăpostul lor, episcopul de Canterbury l-a uns pe Charles pe mâini, pe piept și pe cap cu uleiul care are parfum de trandafir, iasomie, scorțișoară și floare de portocal. Charles a fost încoronat pe celebrul tron numit Scaunul Regelui Edward, care datează din 1274. Regele a primit o mantie aurie strălucitoare și simboluri ale autorității regale și legământului cu divinitatea și cu cei pe care îi va conduce. Ceremonialul a fost gândit ca să reflecte jurământul de credință pe care îl face monarhul în fața poporului său și a lui Dumnezeu. După Charles a venit rândul soției sale, Camilla, să fie încoronată. Ceremonia a durat doar câteva minute. Într-o abatere de la tradiția de până acum, Camilla nu a avut coroană nouă. A primit-o pe cea folosită la încoronarea reginei Maria, străbunica lui Charles. May thy servant Camilla, who wears this crown, be filled by thine abundant grace and with all princely virtues. Peste 2020